De vorbă cu mine însumi, cum se nasc gândurile. Așa după cum din combinația unor elemente chimice iau naștere substanțe noi, tot așa din combinația substanței gândurilor, așa cum curg ele și se amestecă de la o minte la alta, iau naștere sau se formează gânduri noi. Caracterul și calitatea gândirii tale este nuanțată și modificată în măsură mai mare sau mai mică de toate persoanele cu care vii în contact, căci gândurile lor se amestecă cu ale tale și formează combinații noi. Într-o anumită măsură, devii altă persoană după ce ai stat de vorbă ieri timp de o oră cu A, decât dacă ai fi avut un schimb de opinii cu B. Ai preluat asupra ta o nuanță a gândirii lui A, a calității gândirii lui. Dacă stai mult timp printre cei de jos, degradați, gândul care se naște în tine din amestecul cu gândurile lor va fi, în pofida celor mai puternice aspirații și strădanii ale tale, tras în jos de grosolonia lor. Așadar, legăturile rele strică bunele maniere. Dacă cei cu care vii în contact sunt persoane rafinate, pure, nobile, cu aspirații înalte, gândul născut din asemenea combinații de elemente va fi și el nobil, înălțător, pur și puternic. Asocierea cu ceea ce este josnic și impur micșorează puterea gândului tău. Ceea ce slăbește mintea, slăbește și trupul și puterea gândului tău de a obține rezultate în afara trupului, în orice fel de acțiuni. Dacă se ajunge la o asociere constantă și un amestec de gânduri ale unei minți largi și generoase, cu o minte josnică, dezonorantă și rea, forța spiritului superior s-ar putea să fie epuizată de încercarea de a o respinge pe cea inferioară. Mii de caractere bune sunt astăzi bolnave fizic, pentru că spiritele lor sunt saturate cu gândul mai josnic, grosolan și îngust, al altora despre ei. Gândurile și ideile noi aduc puteri noi în trup, dar și în minte. Din acest motiv, un intelect real și activ trăiește mult, ca de pildă Victor Hugo, Erickson și alții. Este adevărat că există un fel de viață și un intelect fosilizat care poate să existe mulți ani, dar nu se bucură de mai nimic și realizează foarte puțin. Printr-o cunoaștere mai profundă a legilor gândirii, această uriașă forță silențioasă a naturii, spiritul va putea în viitor să-și folosească trupul pe deplin, fiind în posesia puterilor sale mentale și fizice, atât cât dorește. Trupurile oamenilor decad și își pierd vigoarea pentru că oamenii au în continuare același set de gânduri. Gândul este hrana spiritului tău, tot așa după cum pâinea este hrana trupului tău. Gândurile vechi sunt o substanță veche, stătută. Nu hrănesc bine organismul. Dacă spiritul suferă de foame și trupul va suferi, va deveni fie o fosilă, sau dacă spiritul este suficient de puternic ca să-și impună cerințele generate de durerea provocată de foame, va fi mereu neliniștit, agitat, stingherit și va suferi de o anumită boală trupească. Sunt mii de oameni care suferă din aceste cauze astăzi. Ei își chinuiesc spiritul. Aceasta înseamnă că educația lor, sau mai bine zis acea porțiune din spirit pregătită aproape împotriva voinței lor pentru a se conforma opiniei și modului de viață care îi se impune, se împotrivește intuiției sau pledoariei spiritelor rafinate, pe care adesea le condamnă drept capricii și mofturi. Un gând nou este o viață nouă, o reînnoire a vieții. O idee nouă, un plan sau un scop nou, ne umplu de speranță și de vigoare. Unul din secretele vieții și fericirii eterne este să tinzi mereu către ceva nou, să dai uitării lucrurile care rămân în urmă și să te îndrepți mereu înainte spre cele care sunt în fața ta. Eternitatea și spațiul fără sfârșit sunt inepuizabile în materie de nou. Senilitatea se instalează din cauza că privești înapoi și trăiești mai mult în trecut.
Nu ai nimic a face cu persoana care ai fost acum un an, decât profitul oferit de experiența acelei persoane. Acea persoană e moartă. Eul tău de astăzi este un alt individ, cu totul nou. Eul tău de anul viitor va fi altul, un individ nou. Eu mor în fiecare zi, spune Paul. Prin aceasta dorește să spună că un anumit gând de ieri este mort astăzi și arunca la gunoi ca o haină veche. În locul lui vine cel nou. Când spiritele noastre cresc sănătoase, terminăm definitiv cu o parte din noi înșine la sfârșitul fiecărei zile. Această parte este moartă. Este un gând mort pentru noi. Nu ne mai este de niciun folos. Este rezidu ca alte reziduri umane zilnice, așa cum se descoamează, de exemplu, pielea zilnic. Când ai gânduri noi, intri în fiecare zi într-o lume nouă. În ceea ce privește fericirea, nu contează așa de mult unde ne aflăm, dacă putem să introducem în noi în fiecare zi acest influx de gândire nouă. Ne putem câștiga astfel fericirea chiar și într-o închisoare, în timp ce oamenii care sunt închiși față de ideile lor noi sunt nefericiți în cele mai splendide palate. Suntem așadar pe drumul spre o independență aproape totală față de lumea fizică. Independența înseamnă putere. În măsura în care suntem dependenți de o anumită persoană, de mâncare, de droguri, de un stimulent sau de starea lucrurilor din jurul nostru, suntem în același timp sclavi ai acestora. Influxul perpetu de idei noi oferă o cale de evadare din donjonul sărăciei materiale și spirituale. Poți fi bogat în bunuri ale acestei lumi, dar foarte sărac dacă nu ești capabil să te bucuri de ele. Nu poți rămâne mult timp sărac în sensul lumesc dacă ești bogat spiritual. Dar bogăția spirituală nu cere mai mult decât poate folosi în fiecare ora fiecarei zile. Ea nu se poate depozita în subsolurile băncilor. Influxul zilnic de gândire nouă aduce puteri noi. Cel care primește zilnic un gând nou, primește totodată și o forță nouă care îi propulsează acțiunile spre reușită. Forța tăcută a minții tale își menține presiunea constantă asupra altor minți care cooperează conștient sau inconștient cu tine. În zonele superioare ale minții se află cei care sunt întotdeauna veseli, bucuroși, încrezători, în reușitele și fericirea viitoare. Au ajuns să se ridice la nivelul legii și au dovedit-o. La ei, gândirea este contopită cu victoria. Ei știu că menținându-și mintea într-o anumită stare, controlându-și cum se cuvine gândurile, primesc un influx constant de fericire și putere. Pentru că puterea și fericirea trebuie să meargă împreună. La fel și păcatul, durerea și slăbiciunea. Ei știu de asemenea că fiecare plan al lor trebuie să fie un succes. De aici rezultă că pentru ei viața trebuie să fie o succesiune neîntreruptă de victorii. Credința și convingerea lor în această privință este la fel de fermă cum este la noi aceea că focul va arde, iar apa va stinge focul. Dacă dorim în mod constant și perseverent acest lucru, putem să ne conectăm la lumea minților superioare și să ne extragem de acolo o viață nouă și un element dătător de forță. Ne croim drum spre asemenea legături valoroase prin strădania de a îndepărta de la noi orice fel de invidie, supărare, dorință de ceartă sau alte gânduri impure. Orice gând care ne pricinuiește un rău este un gând impur. Obiceiurile de o viață întreagă pot face ca la început acest lucru să pară o sarcină dificilă. Eforturile și strădanile constante vor îndepărta un astfel de gând vătămător cu mai multă ușurință. Orice gând impur este ca un gunoi în ființa noastră care ne împiedică să ne apropiem de o ordine superioară a minții. Un astfel de gând este pentru spirit la fel de real cum este o piatră pentru noi. În felul acesta, în gând, putem fi acoperiți literalmente cu gunoi sau cu flori.
Un mare poet, artist, scriitor, general sau lucrător în oricare alt comportament al vieții poate să-și datoreze în mare parte măreția faptului că au fost un fel de medium pentru diverse inteligențe nevăzute care au acționat asupra lui. S-ar putea să fi fost mai mult elementul lor de transmisie și nu cel care le-a dat naștere. Un om poate fi mărunt, rău, meschin, vanitos și victima unor patimi necontrolate și cu toate acestea să dea uneori o expresie elegantă celor mai exaltate sentimente. O mică parte din intelectul omului a reacționat la aceste sentimente, dar defectele lui, patimile lui, viciile, sunt precumpănitoare. Atunci când este într-o dispoziție sufletească plăcută, ajunge la înălțimea sublimului. De regulă însă este un om relativ mărunt. Au existat poeți care, la momente diferite, au exprimat sentimente aproape contradictorii. Exprimă la un moment dat puritate, în altă clipă invers. Viețile lor au fost pline de certuri, neînțelegeri și meschinărie. Astfel de firi sunt folosite în momentele favorabile de către o inteligență de tip superior, nevăzută, pentru a-și exprima propriile gânduri. Pentru un intelect care debordează de bogăție în gândire, de viziuni mărețe și de frumusețea vieții, este de-a dreptul o necesitate să dea expresie acestor gânduri. Această necesitate este o lege a naturii. Asemenea, minți sunt ca niște izvoare care trebuie neapărat să țâșnească. Nu este vorba de o datorie în sensul curent al cuvântului. Este o necesitate. Dacă ești bogat în gânduri, trebuie să eliberezi aceste gânduri ori de câte ori ai o ocazie favorabilă. Ești ca un copac supraîncărcat cu fructe coapte. Când fructul s-a copt, trebuie să cadă. Când gândul este copt, trebuie să zboare. Dacă nu e nimeni lângă tine care să-l audă, trebuie să te duci acolo unde poate fi auzit. Trebuie să mergi acolo din necesitatea de autoconservare. Nu e sănătos să ții numai pentru tine un dar, un talent, un adevăr, o capacitate de a face ceva bine. Când bogăția de gânduri a spiritelor crește, acestea se simt tot mai apăsate de greutatea bogăției și caută să răspândească în toate direcțiile. Pot să găsească o alcătuire receptivă în stratul pământesc al vieții. Pot să se ducă câte unul la această alcătuire și să-i împărtășească gândul. Sau, printr-o anumită conlucrare, mai multe asemenea minți unite prin scop și motiv, pot să meargă împreună la un individ. Pot să-l înconjoare pentru un timp cu propria lor atmosferă de gândire. O asemenea atmosferă va acționa asupra individului ca un stimulent. Îl ridică în gândire cu mult deasupra nivelului său obișnuit. Individul va vedea pentru o clipă lucrurile în lumina unei vieți mai înalte și mai pure decât tot ceea ce a trăit el până atunci. În această stare mentală, asupra minții lui se exercită influența unei ordini exaltate, de nivel superior. Cu alte cuvinte, această conlucrare a minților superioare le dă posibilitatea să-și adauge o anumită substanță la gândirea lor și să o mențină un timp. Individul o absoarbe și îi simte puterea influenței. De fapt, se simte inspirat de ea. Cu alte cuvinte, o insuflă. Este emoționat, aproape intoxicat de ea, pentru că gândul rafinat și puternic este un stimulent a cărui influență asupra individului este direct proporțională cu rafinamentul alcătuirii lui individuale, al impersonalității lui sau al capacității lui de a recepționa un asemenea gând. Această stimulare este de fapt ceea ce numim influență magnetică. Aici se află secretul atracției pe care o persoană o simte față de alta. Persoana atrasă este cea stimulată, în timp ce se află lângă celălalt, de gândul absorbit de la cel care atrage. În starea de suflet descrisă mai sus, un poet poate să dea expresie gândului scos la iveală, astfel după cum dorește, în ritmul și măsura care îi convine. Poezia respectivă poate să-i fie realmente dictată.
tot în asemenea stări sufletești ca cea de mai sus, sunt scrise romanele sau iau naștere invențiile. Artiștii și sculptorii lucrează sub influența unei asemenea inspirații. Generalii au fost și ei ajutați și sprijiniți în mod similar în acțiunile lor militare. În lumea afacerilor și a finanțelor, acționează aceeași lege. Operează la toate nivelurile de scopuri și motive, indiferent că sunt înalte sau josnice. Nu există niciun mare efort de gândire, nicio invenție măreață, care să fie și dintr-o singură minte, fără niciun ajutor din exterior. Noi suntem cu toții părți ale aceluiași întreg. Suntem cu toții părți ale aceluiași organism. Nu putem face nimic fără conlucrare și omul care crede așa o face din simplism și ignoranță. Poetul care a scris sub influența forței inspiratoare altcuiva poate să plece din lume cu un nume mare, dar s-ar putea să nu fi meritat toată reputația pe care a câștigat-o. Scrierile lui sunt în mare măsură rezultatul gândului concentrat asupra lui de asocierea conlucrării inteligențelor nevăzute. Acestea și-au descărcat gândurile asupra lui în parte pentru a se ușura pe ele însele. Ușurate în felul acesta, au fost capabile după aceea să urce mai sus, să absoarbă alte idei și mai rafinate. Cu cât oferi mai repede celorlalți gândurile și ideile tale prezente, cu atât primești mai repede altele noi. Dacă le ții în tine, îți pui ție însuți piedici în absorbirea unor gânduri noi. Dacă ești medium pentru vreuna din forțele universului, care poate trece prin tine pentru a fi transmisă celorlalți, trebuie să ai grijă să nu existe nicio piedică în calea noului gând care trece prin tine. În momentul în care reții un adevăr, un plan, o schemă sau o invenție, zicând că ți aparține în exclusivitate, blochezi calitatea de mediu a ființei tale. Vei sărăci în toate privințele dacă reții un astfel de gând în tine. Dacă dai cu generozitate, bogăția va crește și din bogăția ta debordantă, vei putea să reții ușor tot ceea ce îți trebuie pentru a-ți asigura ajutorul material. Afirmația dă cu ușurință ceea ce ai câștigat cu ușurință se bazează pe un fapt științific din regatul nevăzut al gândului. Pe pământ există în momentul de față spirite reîntrupate care într-o existență anterioară și foarte recentă au avut o mare reputație într-un anumit domeniu de efort. Există astăzi poeți care nu se bucură decât de o mică parte din faima lor, din existența anterioară. Unul din motivele acestei situații este că o mare parte din sursa lor de inspirație a murit, adică acel grup de spirite care în existența anterioară au venit la el din necesitatea de a-și descărca prin osul de gânduri, nu mai simt această nevoie în ceea ce privește calitatea de medium a celui în cauză. Aceste inteligențe simt nevoia să se descarce, dar o fac în altă parte. Însă gândul pe care îl absorb acum poate fi prea rafinat pentru a fi primit de cineva de pe pământ. La unii oameni, ideea este organică. Aceștia sunt atât creatori cât și absorbiți de gânduri. Aceștia sunt cei care încearcă să se ridice la înălțimea idealurilor lor, în diverse moduri de viață și de ocupații. Când cineva simte nevoia de a face acest lucru, adună la el tot ce e mai bun în univers și tot ce poate să-și însușească. Absoarbe spirit din toate părțile. Eliberează apoi același spirit din nou, colorat cu individualitatea lui sau a ei. Fiecare individ de felul acesta este ca un reflector cu oglindă, într-o nuanță deosebită. Lumina din interior care strălucește prin această nuanță răspândește raze de aceeași culoare în toate părțile. Lumina reprezintă spiritul. Globul sau reflectorul reprezintă individul prin care strălucește lumina. Uleiul din lămpile noastre poate proveni din aceeași sursă. Dar luminile din lămpi pot fi la fel de diferit colorate cum sunt globurile cu pete în diferite culori. Tot așa, într-o serie de persoane individualizate,
Deși fiecare este hrănită de același spirit, fiecare reflectă totuși o lumină particulară care este proprie. Putem fi creativi și originali, chiar dacă absorbim alte spirite și facem ca expresia lor să fie originală. Privești și admiri un actor sau un artist plastic, apoi absorbi o parte din gândurile lui. Dar nu vei fi o simplă copie a metodei lui. Gândul se combină cu al tău. Se produce un adevărat proces chimic între elementele nevăzute. Se obține o îmbinare între gândul tău și gândul lui, care are drept rezultat o formație nouă, un element nou, ideea ta originală. Cu cât gândul și motivul tău sunt mai pure, cu atât scopul tău este mai puțin egoist. Cu cât este mai mare rapiditatea cu care se realizează această combinație, cu atât este mai original și mai uimitor gândul tău. În felul acesta se naște gândul din mintea ta. Dreptatea și lipsa de egoism sunt elemente și factori științifici în această naștere. Spiritul egoist se mulțumește să fie un simplu împrumutător, dar nu va avea întotdeauna la îndemână oameni de la care să împrumute. Și trebuie să vină și o vreme, în această viață sau în alta, când un astfel de spirit nu va mai dispune decât de propriile resurse. Și atunci, va descoperi că este sărac. Va fi schilodit din cauza obiceiului de a împrumuta. Va constata că acest obicei împiedică asimilarea chimică și nașterea elementului nou, sau cu alte cuvinte, original sau a ideii cu nuanță individuală. Pur și simplu ai luat lucrul altuia și l-ai făcut să treacă drept al tău. Nu ai fost producător. Ai fost numai receptorul produselor altcuiva. Nu are mare importanță dacă ideea pe care o folosești în felul acesta ca și când ar fi a ta, o absorbi de la minți ale căror trupuri sunt vizibile sau invizibile. Rămâi oricum un împrumutător. Dăunezi astfel propriei puteri de a-ți impune nuanța personală de individualitate. Dacă spiritele care găsesc o alcătuire receptivă și aruncă gândurile în mod continuu asupra ei, în dorința lor de a se exprima, de a face din ea purtătorul lor de cuvânt, dacă vorbesc sau scriu în permanență printr-o astfel de persoană, ar putea să facă o mare nedreptate sau să aducă o vătămare gravă. Indiferent cât de înălțător și de folositor ar fi gândul lor, turnarea necontenită a ideilor printr-o singură minte poate conduce la dorința sau obiceiul de a nu face nimic altceva. Aceasta va face ca respectiva persoană să crească numai într-o anumită parte. O minte echilibrată, armonioasă și organizată, adaptată la calitățile necesare pentru a deveni tot mai originală, trebuie să participe la toate tipurile de viață. Trebuie să te amesteci și să-ți exprimi simpatia pentru tot felul de oameni, de profesii, de ocupații, să-ți însușești concepții caracterizate prin cea mai mare originalitate și atunci nu vei fi o adunătură de petice luate de la toți cei cu care ai venit în contact, ci un mozaic, unde fiecare idee luată de la alții este încrustată în propria ta individualitate. Legea succesului. Succesul în orice afacere sau întreprindere este rezultatul acțiunii unei legi. Nu vine niciodată din întâmplare. În modul de operare al legilor naturii, nu există șansă sau accident. Așa numitele cădere accidentale ale pietrelor de pe versantul muntelui sunt rezultatul forțelor care au acționat asupra acestor pietre sute și sute de ani. Tu și soarta ta nu sunteți un obiect al întâmplării mai mult decât un copac. Ești produsul unor elemente obținut prin acțiunea unei legi. Dacă descoperi legea, poți face din tine tot ce dorești. Gândul sau spiritul tău și nu trupul tău este adevăratul tău eu. Gândul tău este o substanță invizibilă, la fel de reală ca aerul, apa sau metalul. Acționează separat de trupul tău. Pleacă de la tine spre alții, aflați mai aproape sau mai departe. Acționează asupra lor, îi pune în mișcare și influențează. Face acest lucru indiferent dacă trupul tău doarme sau este în stare de veghe.
Aceasta este adevărata ta putere. Dacă înveți cum acționează această putere, dacă înveți cum să pui stăpânire pe ea, să o folosești și să o controlezi, vei face afaceri mai rentabile și vei realiza mai mult într-o oră decât poți face acum într-o săptămână. Îți vei mări treptat și continuu această forță prin exercițiu. Aceasta și numai aceasta este baza miracolelor, a puterii magice sau oculte din vremurile de demult. Starea ta de spirit, precumpănitoare, contează mai mult decât orice altceva în privința reușitei sau a eșecului unei întreprinderi. Mintea ta reprezintă cantitatea de substanță gând, care a trecut prin nenumărate epoci după ce a folosit mai multe trupuri fizice. Mintea este un magnet. Are puterea de a atrage gândul și după aceea de a-l trimite din nou mai departe. Nu-ți elaborezi gândul de unul singur. Îl receptezi numai și îl simți atunci când vine la tine. Dacă te gândești la hotărâre, speranță, veselie, forță, putere, vigoare, dreptate, blândețe, ordine și precizie, vei atrage și vei primi tot mai multe din aceste elemente gânduri. Acestea sunt elementele succesului. Aceste calități sunt la fel de reale ca lucrurile pe care le vedem sau le pipăim. Cu cât îți așezi mai mult magnetul în această direcție, cu atât va deveni mai puternic pentru a atrage astfel de elemente. Indiferent ce gânduri ai sau primești, le trimiți mai departe sub forma unei substanțe invizibile care acționează asupra altora. Propriul tău gând este acum în aer. Acționează și atrage spre tine gândurile asemănătoare cu el, aflate la alții, ale căror trupuri s-ar putea să nu le vezi niciodată. Oamenii pe care îi vei cunoaște în viitor, care te vor ajuta sau îți vor prejudicia averea, sunt cei ale căror gânduri, trimise la fel către tine din trupurile lor aflate la depărtare, s-au întâlnit deja și s-au amestecat cu ale tale. Această atracție tinde să le țină în trup, fără îndoială că le va aduce într-un trup dintr-o anumită existență. Când un gând anume determinat întâlnește un alt gând determinat și se unește cu el pentru un scop asemănător, din această uniune rezultă o putere dublă pentru obținerea succesului, indiferent dacă trupurile folosite sunt în aceeași casă sau la mii de kilometri distanță. Dar dacă, în cea mai mare parte a timpului, te gândești la descurajare și supărare sau la alte forme de iritare, trimiți la sute și mii de kilometri de trupul tău aceste elemente gânduri de descurajare, lipsă de speranță sau supărare, adică o parte din eul tău invizibil. El atrage, se întâlnește și se amestecă cu elemente similare trimise de alții. În felul acesta te atrage spre ei, spre partenerii tăi de nefericire și aduceți prejudicii sănătății și averilor voastre. Gândurile atrag gânduri de același fel. Păstrează fixat în minte, să zicem, gândul de putere și sănătate și vei atrage spre tine tot mai multe gânduri de sănătate și putere. Gândește-te la ideea de forță, de mers înainte și vei atrage spre tine acele elemente care îți dau forță, care te ajută să mergi înainte. Atât timp cât ești într-o stare sufletească senină, încrezătoare, și ai un anumit scop în vedere bazat pe drept și pe dreptate, pui în mișcare cea mai puternică forță tăcută a gândului tău pentru a atrage persoanele cu care ai nevoie să conlucrezi. Dacă scopul tău nu se bazează pe drept și pe dreptate, vei continua să pui în mișcare această forță tăcută a minții tale, dar nu va avea rezultate la fel de benefice pentru tine ca gândul construit pe cele mai multe idei de drept și dreptate. Vei atrage prin aceeași lege și metodă gânduri viclene și necinstite și vei conlucra atunci cu ceea ce este necinstit într-un trup. Mințile necinstite se adună la un loc printr-o lege a firii. Necinstiții își vor face în mod sigur rău unul altuia la un moment dat. Un gând, fie el bun sau rău, este o construcție din elemente nevăzute, dar la fel de reale ca un copac, o floare, un ceas. Este gata construit înainte să-l primești, atunci când îl atrage mintea ta prin starea ei de spirit sau atitudine.
Atunci când îl gândești, îl pui să acționeze din nou, să se miște și să influențeze pe alții. Dar gândul tău este dacă este rostit sau șoptit în intimitatea camerei tale, este aruncat cu mai multă forță ca să acționeze asupra altora decât dacă îl rostești numai în gând. Iar dacă doi sau mai mulți oameni discută fără patimă și fără divergențe despre un scop comun într-o afacere, trimit în exterior un volum proporțional mai mare de forță care să acționeze asupra minților legate de acea afacere. Dacă tovarășii tăi care trimit astfel de gânduri nu sunt de acord între ei, dacă se ceartă și țipă unul la altul, forța pe care o emană va face rău afacerilor. Dacă vorbesc pașnic și lasă la o parte preferințele sau prejudecățile individuale pentru a lucra la scopul comun pe care l-au în vedere, gândul sau forța pe care o generează este constructivă și acționează favorabil asupra minților din apropiere sau din depărtare pentru progresul afacerii. Așadar, ori de câte ori te gândești, exerciți o acțiune pozitivă sau negativă asupra afacerilor tale. Iar atunci când vorbești cu alții, pui în mișcare o forță și mai mare în favoarea sau în defavoarea sănătății tale, a prietenilor și a banilor tăi. Fiecare gând al tău, rostit sau nerostit, are o valoare literală. Dacă accepți, adică gândești, gândul că nu poți să reușești într-o anumită întreprindere, gândul acela pornește de la tine, se întâlnește și atrage alte gânduri descurajate care spun la fel, nu pot, și acesta te duce tot mai aproape și mai aproape de oamenii lipsiți de speranță, agitați, îți dăunează în privința sănătății și a capacității de a te ocupa de afaceri și în ultimă instanță te pune în contact personal cu oameni care nu știu decât să se distrugă unul pe altul. În acest caz, îți pui forțele gândului să lucreze pentru nereușită. Poți folosi această forță pentru a obține rezultate bune sau rele, așa după cum poți folosi locomotiva ca să-ți transporte trupul într-o călătorie sau o poți folosi ca să ți-l strivească dacă te arunci în fața ei. Indiferent ce plan sau schemă de afacere îți fixezi în minte și o păstrezi acolo cu hotărârea de a reuși, aceasta începe ca o construcție a gândului, alcătuită din elemente nevăzute care se străduiesc să atragă spre tine forțe ajutătoare. Prin forțe ajutătoare se înțeleg în primul rând fertilitatea mereu crescută a minții, capacitatea ei de a elabora noi planuri pentru a împinge afacerea înainte. În al doilea rând, înseamnă să atragă spre tine cei mai buni oameni care te pot ajuta. Nu-ți irosi puterile căutând astfel de forțe cu ajutorul trupului tău. Lasă gândul tăcut și perseverent din mintea ta să rezolve acest lucru și îl va rezolva dacă vei persevera în gândirea ta. Nu este vorba de o putere nouă, deși poate fi nouă pentru cei mai mulți dintre noi. Este exercitată în mod constant, deși inconștient, spre binele sau răul nostru. Pentru că trupul tău nu este singura putere pe care o ai la dispoziție. Trupul tău este numai instrumentul folosit de mintea sau de spiritul tău. Mintea ta, eul tău cel nevăzut, îți folosește trupul pentru a dobori un copac sau pentru a face o altă muncă, exact așa cum trupul tău folosește un topor. Dar când această forță nu folosește trupul, lucrează cu mai multă putere în altă parte. Dacă te gândești în mod constant la o rezolvare, la un anumit scop și țel, simplul fapt că te gândești fără a face nimic altceva, îți creează o forță la fel de autentică și eficientă ca cea a cricului pus sub cea mai grea mașină pe care va reuși să o ridice în sus. Puterea pe care ai creat-o astfel cu mintea ta și forța nevăzută va lucra în timp ce tu dormi. Îți va aduce noi dispozitive, planuri, metode pentru a-ți duce afacerile mai departe. Iar după ce vei primi aceste planuri, ele vor pune în mișcare și trupul tău. Nu poți să stai liniștit când îți vine o idee pentru afaceri. O asemenea idee înseamnă pentru tine putere. Dar poți să-ți obosești trupul în așa măsură încât să nu mai aibă puterea de a primi ideea atunci când aceasta sosește.
Orice afacere reușită se bazează pe un flux continuu de idei, planuri, dispozitive și scheme noi. Spiritul tău, gândul tău, acționează și lucrează asupra altora în timp ce trupul tău doarme. Poate face acest lucru și cu alții, ale căror corpuri sunt tot adormite. Dacă atunci când te duci la culcare ești supărat sau descurajat, eul tău invizibil, atunci când va părăsi corpul, va atrage alte firi tot descurajate și supărate. Cu cât ești mai bine dispus când te duci seara la culcare și îți părăsești trupul pentru a intra în cealaltă existență, cu atât vor fi mai bune gândurile sau persoanele pe care le vei întâlni în această existență pentru a-ți duce mai departe scopul. Dacă nu ai niciun scop, probabil că te vei întâlni cu altă ființă fără scop. A nu avea niciun scop special în viață, a pluti în derivă, înseamnă să nu ai nimic pe care să-ți concentrezi puterea gândului tău. Dacă gândul nu este concentrat, ci este împrăștiat, dacă se agață astăzi de un lucru și mâine de un altul, vei fi fără odihnă, morocănos și nefericit. Iar dacă ești nefericit în suflet, nu poți fi niciodată sănătos la trup. Spiritul sau gândul este întotdeauna activ, indiferent dacă trupul este adormit sau treaz. În somn, când trupul este inconștient, mintea ta intră în cealaltă fază a ei de viață și activitate. Ai schimbat o formă de inteligență cu alta. Când te trezești, ridici propriu-zis trupul ca să-l folosești pentru scopurile de la stratul pământesc al existenței. Gândul tău acționează asupra altora, pentru sau împotriva ta, aproape sau departe, în timp ce ești treaz. Dar acționează și mai puternic asupra celor către care se simte atras, atunci când trupul tău doarme. Atunci este mai puțin distras de speranțe, temeri, prejudecăți, obiceiuri și mediul înconjurător al vieții trupului. De aceea este mai bine, dacă ai în vedere un scop anume, să nu te fixezi în gând prea puternic pe el când ești treaz și nici asupra persoanelor despre care crezi că ar putea conlucra cu tine, pentru că spiritul tău, când iese din trup, are o rază de acțiune mult mai largă decât atunci când îți folosește trupul. Se poate întâmpla să îi concentrezi forța prea mult, atunci când se află în trupul tău, asupra unei persoane mai puțin dispuse să te ajute, decât persoana sau gândul de care se simte atras când iese din trup. În asemenea caz, forța lui este plasată în două direcții în același timp, când ar trebui să se concentreze într-una singură. Atunci când discuți despre planul sau proiectul tău de afaceri, generezi forțe pentru sau împotriva ta. Un plan sau o idee clară prin care poți face mai mulți bani reprezintă o forță. Un plan confuz reprezintă o forță mai mică și mai imperfectă. O invenție este o forță nouă. Dacă discuți despre afacerile tale cu cei care îți sunt cu adevărat prieteni, dar prieteni activi, fără nicio nuanță de invidie sau pismă împotriva ta, adaugi forțele sau gândul lor la ale tale pentru a face ca planul să devină și mai clar, pentru a acționa și asupra altor minți și a le pune cumva în serviciul tău. Simpatia este forță. Bunăvoința a cuiva este o substanță reală, vie, activă, care se scurge întotdeauna spre tine atunci când acea persoană se gândește la tine. Voința rea este și ea un element trimis de la persoanele care gândesc așa și acționează împotriva ta, chiar dacă persoana respectivă nu vorbește și nu acționează niciodată împotriva ta cu trupul ei fizic. De aceasta nu te poți apăra cu succes decât punând în fața ei un gând prietenos. Gândul la binele celorlalți este cel mai puternic element nevăzut și poate să-l dea la o parte pe cel rău. Îl împiedică să ajungă la tine și să-ți facă rău. Prin acțiunea aceleiași legi este periculos să-ți faci dușmani, indiferent cât de bună sau dreaptă este cauza. A vorbi la întâmplare despre afacerile tale nu înseamnă numai să-ți divulgi secretele în fața unor oameni care le vor spune altora, dar mai înseamnă și să-ți trimiți secretele și planurile să zboare încolo și încoace prin aer. Atunci, ele ajung în mintea altora și te trezești că altcineva îți folosește planurile înaintea ta.
Aerul este realmente plin de așa zise secrete. Ele își anunță prezența sub forma de suspiciuni și impresii. Orice întâlnire nereușită, orice ceartă de familie, orice discordanță între un om și altul, trimite în aer o undă de substanță destructivă și neplăcută. Ea afectează în mod neplăcut minți aflate la mii de kilometri distanță. Gândul care vine dintr-un astfel de centru de turbulență formează un val sau un curent. Dacă te-a enervat un fleac, faci din mintea ta un magnet care atrage și transmite mai departe acest curent vătămător. Supărarea, mâhnirea și mânia ta, provocată inițial de un fleac, este alimentată constant de aceste curente. Pentru ca să te ușurezi, va trebui să-ți întorci mintea către o ordine de gândire mai agreabilă. Exersând acest lucru, vei dobândi mai multă putere și îți va fi mai ușor să schimbi caracterul elementelor de gândire care se îndreaptă spre tine. Când interesul, simpatia și bunăvoința se întâlnesc pentru a-și prezenta părerile sau gândurile despre un anumit subiect timp de o oră, din această companie emană un val de gânduri substanță, care ating mințile altora și trezesc sau reînnoiesc interesul pentru respectiva afacere, artă sau cauză, în măsură direct proporțională cu sensibilitatea sau capacitatea unei asemenea minți de a recepta gânduri. Noul gând care vine pe neașteptate la tine, vine pentru că a fost trimis sau agitat. Unda creată în acest fel acționează prin elemente nevăzute, la fel de precis ca atunci când arunci o piatră în apă. Undele radiază dinspre centru și vor continua să se răspândească în toate direcțiile, atingând alte minți, atât timp cât agitația discuției va continua la centrul respectiv. Într-un anumit sens, niciun gând nu este original. Aceeași idee sau părți sau nuanțe ale ei pot pluti prin mințile a mii de oameni într-o oră, chiar dacă numai puțini oameni vorbesc despre ea. Discuția prietenoasă cu alții despre o îmbunătățire a unei mașini, despre o invenție, despre o idee nouă, menită să sporească gradul de confort al omului, trimisă în lumea largă prin substanța gândului, trezește dorința sau interesul pentru lucrul despre care se vorbește. Cu cât sunt mai mulți oameni interesați de un lucru, cu atât vor fi mai mulți și atrași spre tine ca să te ajute sau să cumpere lucrul pe care îl produci. În ceea ce privește planul tău, scopurile și obiectivele, toată discuția ta discretă, interesul și hotărârea ta reprezintă pentru tine o adevărată desfășurare de forțe cheltuite pentru a atrage lucrul dorit spre tine. Dacă cheltuiești o asemenea sumă de forțe timp de, să zicem, 3 luni și după aceea te descurajezi și renunți la tot, abandonezi structura pe care ai construit-o, având această forță de atracție. Poate că nu vezi unde operează forța, dar ea acționează, aducându-ți oameni care manifestă simpatie pentru tine sau cei care doresc ceea ce tu ai de oferit. Cearta, disputele mânioase și nemulțumirea scot la iveală forțele tăcute destructive. Discuția prietenoasă și prezentarea pașnică a opiniilor scot la iveală forțele constructive. Dacă îți direcționezi în permanență gândul spre dorința de a avea pe cei mai buni oameni cu care să stai de vorbă și care să te asculte, aceștia vor veni la tine prin puterea de atracție a gândului. Va veni exact acea ordine a gândirii pe care o dorești cel mai mult. Dacă nu te interesează în mod deosebit principiul cinstei, legea aceasta va atrage pe cei care nu sunt deosebit de cinstiți. Va exista întotdeauna o cerere de mărfuri de calitate superioară, de performanțe mai mari în orice artă, de servicii mai bune de orice fel decât cele care se ofereau mai înainte. Dacă ești convins că efortul tău este cel mai bun, scoate-l în evidență. Pune-l în fața oamenilor. Talentul în artă sau invenția este un lucru. Talentul de a impune această artă sau invenție este cu totul altceva. Pentru ca să reușești, trebuie să le ai pe amândouă. Lumea îi răsplătește mai bine pe cei care se afirmă. Sute de inventatori și artiști eșuează pentru că nu-și cultivă știința autopromovării în fața lumii. Poți învăța știința de a te autopromova.
O vei dobândi gândindu-te la tine însuți ca la un om curajos, cinstit, corect în fața celorlalți și făcându-te plăcut de toată lumea. Cu cât vei face mai mult acest lucru în imaginație, cu atât vei simți mai mult că poți să-l faci așa și în realitate. Ceea ce faci în gând este o realitate. După ce vei face un timp acest exercițiu, vei descoperi că ai mai mult curaj, mai multă îndrăzneală, mai mult tact, mai multă îndemânare și mai multă dorință de a te amesteca printre tot felul de oameni, de a pune stăpânire pe lume și de a o face să-ți dea ceea ce ți-aparține de drept. Sărăcia se datorează în mare parte faptului că te izolezi de oameni și că te temi să-ți asumi responsabilități. Privește-te în imaginație ca pe un om sfios, temător, mărunt și prin aceeași lege vei deveni așa. Întoarce invers acest proces mental silențios. Încearcă să te vezi ca un om curajos. Ridică-te la înălțimea celui mai măreț ideal al tău și te vei reface prin acest proces de gândire tăcută. Nu poți face afaceri cu întreaga lume numai prin scrisori sau prin intermediari. Trebuie să te arăți celorlalți cât mai mult. Când spiritul tău îți duce corpul în fața altei persoane, duce instrumentul care dă posibilitate spiritului tău să-și scoată la iveală întregul volum de puterea gândirii în fața acelei persoane. Întrucât gândul este o substanță sau o forță, poți să aduni în mintea ta volume întregi din acea forță pentru sau împotriva ta. Dacă nu te gândești la nimic altceva decât la dificultăți și la posibile necazuri în afaceri, înseamnă să-ți așezi mintea ca pe un magnet care atrage numai dificultăți, mai întâi în gând, după aceea și în substanță. Aceasta devine adesea la mulți oameni o obișnuință fixă, de care este greu să scape. Când ai de o dificultate, nu ai nimic altceva de făcut decât să-ți așezi mintea în așa fel încât să acționeze ca un magnet care atrage forță, idei și planuri pentru depășirea acelei dificultăți. Dacă ai necazuri cu o persoană și te gândești tot timpul la nedreptatea pe care ți-a făcut-o cu furie sau frustrare, refaci în minte de fiecare dată bătălia respectivă. O să te consumi în bombăneli, frustrări și crize de furie, indiferent dacă le rostești în fața altora sau numai în gând, dar irosești aceeași forță sau gând care ar putea face un plan ca să te scape din situația pe care o blestemi. Este exact același principiu după care efortul folosit de un zidar ca să ridice un zid poate fi folosit pentru ca să-l și dărâme sau să arunce cărămizi la întâmplare. Dacă vei acorda trupului tău toată odihna de care are nevoie, forța ta mentală va lucra în apropiere și la depărtare cu mai multă putere pentru tine. Planurile tale vor fi mai profunde și atunci când vor fi puse în aplicare vor da rezultate mai bune. Dacă trupul tău este tot timpul obosit, o mare parte din forța spiritului se consumă ca să susțină trupul, cu alte cuvinte ca să-l țină în viață. Nu are nicio importanță dacă te obosești de bunăvoie sau ești silit să faci acest lucru pentru a-ți câștiga existența. Rezultatul este același. Dacă vrei să ai mai mult timp ca să te odihnești, cere-l și dorește-l cu insistență. În cele din urmă se va oferi o posibilitate prin care vei câștiga suficient ca să nu mai trebuiască să muncești atât de multe ore pe zi și să susții viața. Va apărea prin acea lege misterioasă și prin acea forță de atracție care pune în mișcare toate lucrurile pentru toți oamenii, în funcție de dorințele lor cele mai puternice și de persistența acestor dorințe. Prin aceeași putere poți să aduci la tine un rău sau un bine. Lucrul pe care îl dorești acum atât de mult se va putea dovedi un rău. Dacă dorești și ceri înțelepciunea ca să știi ce anume îți va face permanent cel mai mult bine, vei dobândi prin aceeași lege și capacitatea de a vedea ce este cu adevărat bine pentru tine. Dorește-ți cu perseverență un cap limpede și vei avea un cap limpede. Când vine momentul tău și îți poți oferi 4-5 ore de relaxare pe zi, nu-ți asuma niciun efort în plus de dragul acelor câțiva dolari pe care ai putea să-i câștigi astfel. Această ocazie poate fi primul tău pas într-o viață nouă. Acordă-ți relaxarea. Nu te teme să te distrezi.
Mintea ta va zămisli atunci planuri pentru reușitele viitoare și când îți vor veni în minte asemenea planuri, vei fi inspirat să le aduci la îndeplinire cu trupul tău. O situație stabilă și un salariu bun nu reprezintă drumul spre o reușită permanentă și crescândă. Tu nu ești decât un șurub în această uriașă mașinărie a afacerilor și, după ce vei fi uzat, vei fi înlocuit fără milă cu un șurub nou. Dacă în privința pregătirii ești în vârf, dar ca salariu spre partea cea mai de jos a scării, înseamnă că, deși ești pregătit în meseria ta, nu ești la fel de pregătit pentru a ști să-ți obții recompensa care ți se cuvine pentru acea meserie. Trebuie să aspiri spre o afacere întemeiată pe pregătirea ta. Nu trebuie să te mulțumești, să te lași condus de alții, care, profitând de pregătirea ta, aduc truda și lucrul tău în fața publicului și iau prin aceasta 3/4 din profit. Trebuie să-ți folosești puterea gândului pentru a ieși tu însuți în fața publicului. Pentru ca să obții cel mai mare succes, trebuie să conduci o afacere sau un compartiment al afacerii și să fii singurul ei conducător, fără amestecul altora. Numai răspunderea îți poate aduce puterea deplină și fericirea pe care o generează. Astfel, ca simplu funcționar, vei fi agasat de îndatoririle funcționarului, de condițiile puse de alții și în care ești obligat să muncești. Vei vedea cum cele mai bune idei ale tale sunt puse în aplicare greșit pentru că nu poți controla tu însuți punerea lor în aplicare. Cum să-ți păstrezi puterea? Un mijloc fundamental pentru a-ți menține și a-ți păstra atât sănătatea psihică cât și cea fizică constă în pregătirea minții și a trupului, în sensul de a nu face decât un singur lucru odată. Cu alte cuvinte, să pună toată gândirea necesară pentru realizarea unei anumite acțiuni în acea acțiune și să lase la o parte orice alt gând, dacă nu ține de acțiunea respectivă. Trupul nu este decât mașina folosită de minte. Dacă acesta este slab, puterea gândului nostru se poate consuma în cea mai mare parte fără folos, pentru a suplini această slăbiciune. Mintea este atunci muncitorul care se străduiește să realizeze un proiect cu ajutorul unui instrument imperfect. În ultimă instanță, acest instrument nepotrivit poate distruge întreaga putere a muncitorului. Puterea minții și a trupului este piatra unghiulară a oricărei reușite sau succes. Trupurile noastre sunt rezervoare de forță. Hrana și somnul sunt mijloace de a susține această forță, cu alte cuvinte, pentru a susține gândul. Când suntem satisfăcuți în acest fel, ne bucurăm de o plimbare, de afacerile noastre, de orice fel de efort. Ceea ce e de dorit să știm cu toții este cum să facem ca să reținem cea mai mare parte din această forță în timpul orelor de veghe și, dacă este posibil, să o mărim, căci această forță are o valoare comercială în dolari și cenți. Un trup slab și istovit nu este bun nici pentru afaceri, nici pentru plăceri și orice afacere se face cel mai bine atunci când îți oferă plăcere. Într-un vechi sistem filozofic se spune: ceea ce faci, să faci cu toată puterea ta. Nu este vorba de puterea spasmodică a furiei și a enervării. Aceasta nu este deloc putere. Aceasta este o irosire a puterii. Este vorba de faptul că fiecare acțiune a vieții noastre, de la legarea șiretului la scrierea unei scrisori sau ascuțirea unui creion, trebuie să fie făcută cu puterea preciziei, a metodei, exactității și grijii, pe scurt, cu puterea concentrării. Pe când eram copil, îmi petreceam primele zile de săpător cu căutătorii de aur din California. Un miner bătrân mi-a spus: tinere, mânuiești cu prea multă greutate hârlețul ăla. Trebuie să pui mai multă minte în săpat. Reflectând la această remarcă, am constatat că săpatul cu hârlețul necesita o conlucrare între mine și mușchi. Era nevoie de mine ca să dea ordine mușchilor. Ca să așeze vârful hârlețului acolo unde se putea scoate cât mai mult pământ, cu cât mai puțin consum de putere. Ca să imprime o anumită direcție pământului aruncat de pe hârleț
și porțiuni infinitezimale de minte erau implicate pentru a pune în mișcare fiecare mușchi în timpul săpatului. Am descoperit că cu cât puneam mai multă gândire în săpat, cu atât săpam mai bine. Cu cât semăna mai puțină muncă, cu atât semăna mai multă joacă și cu atât rezistau mai mult forțele mele la săpat. Am văzut că atunci când gândul meu o lua razna, indiferent către ce anume, aveam imediat mai puțină forță și mai puțină plăcere pentru săpat, care devenea curând o îndatorire iritantă. Fiecare gând este un lucru și o forță alcătuită dintr-o substanță invizibilă. Gândirea consumă o anumită energie din forța trupului. Muncești și consumi din această forță, chiar și atunci când ai așa anumitele momente de trândăvie. Dacă atunci când efectuezi o anumită acțiune cu trupul, te gândești la altceva, îți irosești forțele și gândurile. Înainte să ridici un act de pe jos, trimiți în gând o substanță, un plan pentru ridicarea acelui act. Planul acesta reprezintă forță. Îndrumi și folosești această forță asupra trupului tău, instrumentul pentru ridicarea acului. Nu trebuie să amesteci acest plan cu altul pentru a face altceva în timp ce trupul tău ridică acel ac. Dacă faci acest lucru, atunci îți trimiți puterea sau încerci să o trimiți în două direcții în același timp. Amesteci și confunzi planul și puterea pentru o acțiune cu planul și forța pentru alta. Orice acțiune și gând, nerăbdător, indiferent cât de mic ar fi, ne consumă inutil forța. Uneori, când ești obosit de prea mult mers, adică de faptul că ai mers pe jos în timp ce creierul tău a lucrat, adică a făcut planuri, scheme, a fost îngrijorat, dacă alungi toate aceste gânduri și îți pui toată gândirea, atenția și forța în lucru, vei fi surprins să constați că puterea îți revine și oboseala dispare. Pentru că orice acțiune fizică costă un gând și orice gând costă un anumit consum de forță. Orice pas pe care îl faci presupune un plan pentru a da o direcție acestui pas. Planul presupune o gândire. Dacă atunci când te plimbi te gândești la altceva, trimiți forța în două direcții în același timp. Crezi că un acrobat ar putea să se urce așa de bine pe o frânghie, apucându-se cu mâinile alternativ una deasupra alteia, dacă nu și-ar pune toată mintea și puterea în această acțiune? Sau că un orator ar putea să emoționeze publicul dacă ar fi nevoit să împingă o piatră de moară în timp ce vorbește? Și totuși, în atât de multe acțiuni ale noastre ne împovărăm conștient, împingând această piatră de moară, adică gândind și plănuind un anumit lucru în timp ce facem sau încercăm să facem altul. Dacă urci un deal și te uiți mereu la vârf și îți dorești să ajungi acolo cât mai repede, vei obosi curând. Dacă în imaginația ta te afli în vârful acelui deal, în timp ce trupul tău se află la poalele lui, îți trimiți forța gândului spre vârful dealului, iar în sărmanul trup abia dacă mai rămâne destulă forță ca să-l târască a nevoie în sus. Dacă păstrezi toată această forță în corp și te concentrezi la fiecare pas, urci mult mai ușor, pentru că atunci puterea ta este concentrată în acea parte a corpului care are cea mai mare nevoie de putere. Când desconcentrezi toată puterea în fiecare pas, fiecare pas este mai ușor, ai o anumită plăcere la fiecare pas făcut și uiți și de necazuri, adică de dorința nerăbdătoare de a te vedea în vârf. Această lege este valabilă în toate acțiunile vieții. Nu dorești să poți da uitării toate necazurile, dezamăgirile, concentrându-ți toate gândurile asupra unui alt lucru care să-ți provoace bucurie și să uiți de toate celelalte? Aceasta este una din posibilitățile minții și merită să te străduiești să o folosești. Se poate realiza prin exersarea capacității de concentrare. Cu alte cuvinte, să-ți concentrezi toate gândurile asupra unor lucruri așa zis banale, fiecare secundă de exercițiu de felul acesta, ne aduce mai aproape de rezultatul dorit. Fiecare efort ne aduce încă un grăunte de putere și ne ajută să folosim toată puterea minții sau numai atâta cât este necesară în fiecare acțiune a noastră. Acest grăunte în plus de putere
nu se pierde niciodată. Ai nevoie de așa ceva în fiecare moment al vieții tale zilnice. Ai nevoie de el ca să-ți împiedice mintea să o ia razna atunci când încheie afaceri. Cât timp ne putem concentra cu toate gândurile asupra unei singure acțiuni? Putem să facem 3 noduri la o sfoară și să ne gândim numai la acele noduri, fără a permite niciunui alt gând să se interpună? O să spui probabil pot să fac și nod și să mă gândesc și la multe alte lucruri. Probabil că poți, dar poți să faci acele 3 noduri și să te gândești numai la noduri? Sau mintea ta s-a obișnuit în așa măsură să hoinărească prin zeci de alte subiecte într-un minut, încât ți-ai pierdut puterea de a te concentra asupra unui singur lucru timp de 10 secunde consecutive? Să nu spui că este vorba de ceva banal. Antrenează-te să te poți concentra asupra unei singure acțiuni și antrenează-te să poți să pui toate gândurile, toată mintea, în orice fel de act. Antrenează-te ca să poți să spui toată mintea într-o singură acțiune și să nu-i permiți să plece spre nicio altă acțiune și vei fi pregătit să spui toată forța convingerii în vorbire atunci când ții un discurs, să-ți folosești toată îndemânarea atunci când lucrezi cu uneltele, să pui toată forța în voce atunci când cânți, ori în degete atunci când trebuie să faci o muncă migăloasă sau în orice organ sau funcție a ființei tale pe care dorești să o exerciți la un moment dat. Poate că o să spui, ei bine, nu este decât un alt fel de a spune ai grijă. E adevărat, dar s-ar putea să fie mulți care să nu știe cum să fie grijuli sau preciși. Nu vedem oare în fiecare zi oameni care merg grăbiți pe stradă cu foarte puțină forță, în timp ce mințile lor plănuiesc, doresc, muncesc și se grăbesc cu mult înaintea lor. Și totuși, acești oameni se întreabă de ce uită, de ce fac atât de multe greșeli, de ce atât de multe detalii ale afacerilor lor sunt atât de irritante, sau sunt în permanență supărați și nu reușesc niciodată să fie destul de treji ca să-și mai pună și întrebări. Nu este aceasta o discuție de filozofie practică? Mâine poate că o să ai un interviu foarte greu pe o chestiune vitală pentru interesele tale cu un om de afaceri inteligent, viclean, care are o voință puternică și cunoștințe temeinice, putere, mijloace și metode să te depășească, să te zăpăcească, să te tragă pe sfoară și să te înspăimânte. Nu ai nevoie de fiecare atom al forței tale ca să-i faci față? Când ne cultivăm puterea de a ne concentra asupra unui singur lucru, ne cultivăm și puterea de a ne trece toată gândirea de la un subiect la altul. Aceasta înseamnă că putem să ne eliberăm gândirea dintr-un necaz și să o mutăm în ceva care este o desfătare, să înnecăm o supărare într-o activitate care ne face fericiți. Supărarea, pierderea, dezamăgirea și descurajarea fac rău și omoară mulți oameni. Putem să le spunem celor aflați într-o asemenea situație, nu trebuie să te gândești la asta, la asta și la asta, dar le spunem și prin ce mijloace își pot întoarce mintea de la necazul lor? Copiii slabi de minte nu reușesc să apuce bine cu mâinile. În anumite școli speciale, acești copii sunt puși la început să apuce o bară aflată deasupra capetelor lor cu ambele mâini și să se tragă în sus pe spate pe un plan înclinat. Uneori este nevoie de câteva săptămâni de exercițiu până reușesc să facă acest lucru. Mintea slabă nu are putere să trimită toate gândurile sau forțele spre mână și să facă o singură acțiune odată. Această lipsă se întâlnește într-o măsură mai mică sau mai mare la toți deficienții mentali. Orice act de nerăbdare, indiferent cât de mic, ne costă un consum inutil de putere fizică și mentală, ca atunci când te arunci cu toată furia în ușă pentru că este încuiată sau vrei să smulgi clanța ușii pentru că nu vrea să se deschidă. Dacă împing o piatră de moară cu un braț, după un timp, îmi epuizez forțele din acel braț. Dacă după aceea pot să folosesc o pedală și nu mai împing cu brațul, ci folosesc piciorul, îmi odihnesc mușchii brațului. Atunci ei se umplu din nou de forță și pot să învăr din nou piatra de moară cu brațul câtva timp. Aceeași lege acționează și în privința efortului mental.
Să zicem că suntem absorbiți într-o anumită lucrare, un subiect, un plan, o schemă, pedalăm numai pe ea, nu ne putem opri să gândim tot timpul la ea. Devine ea oare în felul acesta mai clară pentru noi? Nu ajungem adesea să fim mai confuzi în gândire? Nu împingem oare această piatră de moară cu mușchii noștri mentali până îi epuizăm și același fel de gânduri apare mereu și mereu? De ce anume este nevoie aici? De odihnă pentru mușchiul creierului. Cum? Într-un singur fel, întorcându-ne toate gândurile spre altceva pentru câtva timp. Ai observat vreodată că dacă ești foarte obosit și stai de vorbă o oră cu un interlocutor agreabil despre fel de fel de fleacuri, te simți odihnit și te simți încă și mai odihnit chiar decât dacă ai fi rămas singur, deși nu ar fi trebuit să faci niciun fel de efort. Acea convorbire te-a odihnit și totuși a fost un consum de forțe. Toate gândurile tale au fost canalizate pentru moment în acea conversație. Această discuție ți-a schimbat macazul, mutându-te de pe o direcție de gândire spre alta. Alcătuirea noastră minunată și admirabilă are capacitate de autorefacere și autoreparare. Oferă fiecăruia din compartimentele ei un răgaz de odihnă după ce a fost folosit și acesta se apucă imediat de reconstrucție cu materiale mai bune și mai fine decât înainte. Conversația ușoară s-a dovedit a fi mijlocul de mutare a macazului spre altă direcție de gândire. Am putea face uneori acest lucru și fără ajutorul altcuiva? Putem muta așa tot trenul gândirii noastre de la un subiect la altul? De la un fel de gânduri la altul? De la analiza felului în care va fi construită casa noastră la ascuțirea corectă a unui creion, fără a permite gândului despre casă să se interfereze cu ascuțitul creionului? Putem ascuți un creion timp de 60 de secunde consecutiv, fără să ne gândim la nimic altceva? Dacă putem, înseamnă că am făcut progrese importante în puterea de concentrare asupra lucrului pe care l-avem de făcut, cu toată forța de gândire necesară, menținând în rezervă ceea ce nu este necesar pentru a acționa în altă direcție. Dacă putem face acest lucru, suntem în posesia unei părți din cea mai mare putere a Universului, nu numai pentru a ne face pe noi înșine mai fericiți, ci și pentru a face tot mai mult și mai mult din ceea ce trebuie să facem tot mai bine și mai bine. Suntem stăpânii minții. Nimeni nu poate stăpâni cu adevărat nimic până nu se poate stăpâni pe sine însuși. Dacă într-o stare de disperare te poți concentra, fie și numai pentru o secundă, asupra acțiunii de a înfige un ac cu gămălie într-o rochie, în secunda aceea ești ușurat de necaz. În acea secundă ai câștigat un atom de putere de concentrare. Suntem atunci pe calea spre stăpânirea deplină a minții și a stărilor noastre sufletești. În prezent, în multe cazuri, starea sufletească este cea care guvernează mintea. Suntem ca niște giurete învârtite de cea mai ușoară briză în toate direcțiile. Nu suntem siguri nici măcar de o oră de bună dispoziție și veselie. Aceasta se poate transforma oricând într-o stare de descurajare, iritare, enervare, din cauza unui eveniment, a unui individ nesuferit, a unui cuvânt neplăcut rostit de un prieten, a unui mesaj de la un dușman sau chiar a unui gând trecător. Mii de oameni ar fi fericiți să poată uita ceea ce este neplăcut. Dacă scormonești în necaz, indiferent că este provocat de o datorie, de o animozitate personală, de anumite emoții, nu faci decât să slăbești trupul și mintea și să-ți diminuezi puterea de a te împotrivi necazurilor. Gândurile confuze sunt ca apa tulbure. Trebuie să arunci afară această apă tulbure și să torni în locul ei alta limpede. Gândurile tulburi, mintea cuprinsă de anxietate, te fac să suferi până la moarte și te storc de putere. Pentru ca să poți uita să-ți îndrumi gândul spre o stare sufletească mai veselă, trebuie să pui capăt acestei suferințe și să-ți recapeți forțele. Să însumăm așadar avantajele care derivă din fixarea tuturor forțelor noastre asupra unei singure acțiuni.
În primul rând, când un cui este bătut cu toată forța și cu toată grija, exactitatea și precizia, este foarte sigur că va fi bătut bine. În al doilea rând, când ai bătut cuiul, ți-ai odihnit alte părți ale trupului și ești bine pregătit să le folosești. Vei tăia cel mai bine cu fierăstrăul o scândură în două, dacă nu te-ai gândit la ea în timp ce băteai cuiul. Sau dacă în timp ce coseai ai fost cu gândul la acest cusut, vei croi mai bine materialul când va veni vremea să pui mâna pe foarfecă. Dar să coși și să te gândești la foarfecă, sau să croiești și să te gândești la cusut, înseamnă să pornești pe calea eșecurilor și a greșelilor. În al treilea rând, dacă îți concentrezi toate forțele de care ai nevoie asupra baterii cuiului, a împingerii acului, a mânuirii foarfecei, timp de 10 secunde, dobândești o putere de concentrare mai mare. În al patrulea rând, dobândești o capacitate mai mare de a găsi plăcere în efectuarea mai multor acțiuni, indiferent dacă sunt ale trupului sau ale minții. Dacă îți concentrezi mintea la mușchi, dobândești plăcere prin exersarea mușchiului. Acesta este secretul grației în mișcare, al îndemânării și al dexterității. Cel mai grațios dansator este cel care pune atât de multă gândire în mușchii săi, încât uită de orice altceva și este absorbit în întregime de acțiune și de exprimarea sentimentului sau a emoției pe care o implică aceasta. Printr-un astfel de exercițiu, putem să creștem în permanență puterea noastră mentală sau puterea de execuție sau puterea voinței, ori limpezimea gândurilor. Vorbim despre dragostea universală ca despre desăvârșirea fericirii. Nu trebuie oare dragostea universală să se extindă numai asupra lucrurilor și a acțiunilor, nu și a persoanelor? Iar dacă o acțiune este benefică pentru noi sau pentru alții, dar pentru mine care trebuie să o execut este supărătoare, nu am ieșit în felul acesta din domeniul dragostei universale? Luptăm împotriva păcatului. Dar și noi putem să păcătuim chiar atunci când luptăm împotriva păcatului. Putem păcătui împotriva trupului și a minții, chiar și atunci când eforturile lor sunt pentru o cauză bună. Putem abuza de trup și de creier, chiar și atunci când efectuăm un act de binefacere, ca și atunci când facem o răutate. Iar pedeapsa este aceeași. Poate că o să spui, dar nu pot să respect ideea asta în tot ce fac. Am atâtea treburi de făcut acasă și trebuie să mă grăbesc. Asta nu are nicio influență asupra rezultatelor. Legile ființei tale nu iau în considerare numărul lucrurilor pentru care trebuie să ne grăbim. Dar cum vei dobândi puterea de concentrare a gândirii asupra unei anumite acțiuni, indiferent care ar fi ea, dacă prin ani de zile de distrugere inconștientă a ei, se pare că ai pierdut-o de tot? Roagă-te pentru ea, dorește-o, cer-o de la tine însuți. Concentrarea este o calitate, este în elemente. Deschide-ți mintea către ea și ea va veni treptat spre tine. Gândește-te la intervale regulate la cuvântul concentrare. Cuvântul este simbolul gândului. Fixează-ți în felul acesta mintea pe acest gând și te vei conecta la întregul curent de gândire concentrată și constructivă din univers. Și dacă te conectezi la el, îți extragi și elementul dorit din el. Fiecare atom extras în felul acesta este încă o piatră la o temelie solidă pe care o construiești acum. Nu se poate pierde metoda, deși s-ar putea să mai fie nevoie de timp până când această temelie să devină vizibilă pentru tine. Cere și ți se va da. Bate și ți se va deschide. Poți să ceri când ești în spatele teșghelei. Poți să bați în timp ce mergi pe stradă. Poți să formulezi o cerere autentică și profitabilă într-o secundă. Și secundele folosite în felul acesta sunt cât se poate de rodnice. Dacă nu aduc diamantul întreg, aduc măcar pulberea de diamant. Și din această pulbere este alcătuită piatra prețioasă.